După cum vă anunțam încă de săptămâna trecută, trecerea celor 5 liberali la PSD, soldați fără importanță, după cum i-a numit atunci primarul PNL Florin Oancea, a fost doar începutul destrămării armatei cu care Oancea a pornit în lupta electorală pentru câștigarea unui nou mandat de primar al reședinței de județ. Sâmbătă, alți 100 de cetățeni, majoritatea liberali, au decis să plece din PNL și să vină alături de proiectul social-democratului Lucian Rus pentru Deva. Au plecat de la PNL și au trecut la PSD, în singurul loc în care și-au pus speranțele și în care cred că poate să ducă Deva la următorul nivel de dezvoltare. Au abandonat oastea lui Florin Oancea, pe care tot ei l-au pus primar în urmă cu 4 ani, nemulțumiți de lipsa de implicare a administrației locale în rezolvarea problemelor reale ale comunității, de calitatea vieții devenilor, care este cu mult sub așteptările locuitorilor, de faptul că Deva, ca reședință de județ, a rămas mult în urma altor localități din punct de vedere al dezvoltării. Simt mai mult decât onorat, pentru că prin ceea ce îmi doresc să fac și să schimb pentru Deva noastră, pentru orașul nostru, cred că asta generează această încredere a oamenilor de a veni alături de mine și de a face parte dintr-o echipă care vrea să vină cu proiecte bune, cu proiecte constructive. Vrem să demonstrăm că ceea ce discutăm și punem în realitate și aceste lucruri devin fapte. Cred că este vorba despre noi, despre Deveni aici. Nu cred că este vorba neapărat despre un partid politic, deși sunt membru din 2000 al Partidului Social Democrat și o spun cu mândrie și cu onoare, dar mulțumesc tuturor care vin atât alături de mine, cât și alături de Partidul Social Democrat, pentru că cred că astăzi noi putem să oferim atât o viziune, cât și o realitate pentru viitorul Devei mult mai bună decât în momentul de față. Ne dorim să venim cu o echipă complexă, ne dorim să venim cu proiecte reale, proiecte pe care dorim să le implementăm în Deva noastră și să transformăm orașul așa cum ne dorim cu toții. Să-l aducem pe culmile dezvoltării și să fim Deveni între oameni. Nu ar putea, poate. Nu ar putea. Este un om integru, are cultură generală, are tendințe, cum să spun, de cunoaștere a cetățeanului. A fost în atâtea locuri, a discutat cu cetățenii. A discutat cu cetățenii mai mult decât a discutat Oancea 7 ani. Deci nu pot să am o părere proastă. Când vezi ce vrea... Doctrina liberală, la un moment dat, Brăteanu a spus, dacă ei nu-și aduc aminte, a spus, totul pentru popor, nimic pentru noi. Ei, ăștia s-a denaturat această idee a lui Brăteanu și ei spun acum totul pentru noi, nimic pentru om. Asta este. Deci nu putem. Nu, nu ai cum să mergi cu Oancea ca primar. Îl susțin pe Lucian Rus cu tot sufletul. Am fost membru PNL o perioadă destul de lungă, și la bine și la rău. Eu zic că am fost chiar peste 20 de ani și am fost unul dintre... soldații, cum zicea domnul Oancea, am muncit, am gustat și victoriile și înfrângerile, dar nu am părăsit corabia. Până acum, ultima dată, când m-am hotărât să susțin tinerețea, văd că domnul Rus este un om pregătit, un om cu o bogată cultură politică și cred că cu el vom reuși să ne realizăm în sfârșit țelurile pe care noi le dorim. Și îl susțin din tot sufletul pe domnul Lucian Rus la primăria municipiului Deva. Am fost membru liberal pe o perioadă mai delungată, dar din cauza incompetenței și nerealizărilor fostului primar sau actualului primar, am decis să-l părăsim. Pentru că nu se poate. Orașul Deva, așa, anul trecut, nu puteai să stai în Deva de țânțari și de gunoaie. La noi, cartierele mărginași. Eu stau în Ciangai. Eram ormanul de gunoaie pe stradă. Nu le curăța nimeni. Am sesizat, am degeaba. Țânțarii, dacă ieșai în curte, te mâncau de vii. De ce Lucian Rus? Pentru că este tânăr și probabil de viitor. Pentru noi și pentru noi cei de vârsta a treia. Nu doar pentru dumneavoastră care sunteți mai tineri.
Tinerețea, dar și experiența acumulată de-a lungul timpului ca secretar de stat în Ministerul Antreprenoriatului, Economiei și Turismului au făcut ca alături de Lucian Rus să vină și deveni care până acum nu au făcut politică. Realizare extrem de importantă în condițiile în care încrederea românilor în clasa politică este din ce în ce mai scăzută. De ce Lucian Rus și nu Florin Oancea? Vrem o schimbare, în primul rând. S-au făcut atâtea, s-au vorbit atâtea, nu mai vreau să intrăm în polemici, doar un cuvânt spun incompetență și atât. Dorim schimbare și pentru asta îl votez din tot sufletul pe Lucian Rus. Sunt un nou membru al PSD-ului și de acum încolo o să mergem înainte și o să schimbăm tot. Chiar vreau să fiu primarul lor. Sunt un om simplu, sunt un om cu bune și cu rele, dar vreau să fiu printre oameni, pentru că doar împreună cu oamenii și împreună cu echipa putem să facem aceste lucruri să se întâmple. Nu datorită unui om, nu datorită ori 10 oameni, ci datorită întregii populații a municipiului Deva, care împreună trebuie să hotărâm ce este mai bine pentru orașul nostru. Și da, promit ca toată energia și toată puterea să mi-o pun în slujba cetățenilor municipiului Deva. Sunt devean și mă mândresc cu asta și vreau să merg pe stradă cu capul sus de fiecare dată și să pot să țin capul sus și să mă plimb printre oameni și să vedem cu realizările noastre, să ne putem mândri cu ele și să putem să oferim Devei o perspectivă mult mai bună. Tinerilor, sportului, culturii, artei, antreprenoriatului, turismului, pe toate direcțiile și pe toate palierele.